Poveste cu cățel de Corina Cotoi. Parcul de copii din cartierul nostru e foarte frumos, mare și amuzant și mai ales un parc unde uneori copiilor li se întâmplă lucruri cu adevărat speciale. Cum mi s-a întâmplat mie nu de mult. Am uitat să mă prezint. Eu sunt Toma, sunt în clasa 1, ceea ce înseamnă că sunt un băiat mare. Mama mă lasă cu bicicleta în parc și să-mi aleg singur cerealele pentru micul dejun, chiar și să ajut la prepararea micului dejun. Deci, cu siguranță, sunt un băiat mare. După cum începusem să vă povestesc nu demult, în parc mi s-a întâmplat un lucru minunat. Nimerisem cu bicicleta un pietroi mare și aterizasem cumva cu nasul într-unul dintre tufișurile de trandafiri pe care vecina noastră le-a plantat pe alee, când... Ce să vezi? Sub tufiș era un cățeluș. Oh, cât era de miditel și de amuzant! I-am întrebat pe prietenii mei și pe oamenii din parc dacă este cățelușul lor, dar se pare că sărmanul de el era singur pe lume, sau, mai bine zis, de acum încolo, era cățelușul meu. Așa că l-am urcat pe bicicletă și am pedalat către casă fericit cu noul meu prieten. Dar oare ce o să spună mama? Cum încă nu eram pregătit să aflu și mai mult, imediat începeau desenele mele preferate la televizor, am decis să-l ascund pe Rico, așa i-am pus numele, în camera mea. I-am dus pe furiș de băut și de mâncat și, cum nu știam ce preferă, i-am pregătit un delicios sirop de smeură, o felie de pâine cu vinete și o prăjitură cu frișcă. I-am pus niște apă cu șampon de copii în fructiera bunicii ca să se spele pe lăbuțe și i-am pregătit pătuțul în pălăria lui tatii. Toate fiind aranjate, i-am lăsat noului meu prieten ușa întredeschisă ca să nu-i fie urât și am fugit la desene și la cina care mirosea deja foarte îmbietor. Dar când să ne așezăm la masă, am crezut că nu văd bine. Plăcinta delicioasă cu carne a mamei dispăruse de pe platou, iar fața de masă era plină cu urme de lăbuțe lipicioase cu miros de zmeură și savarină. Vai de mine, cine oare ne-a furat plăcinta? S-a speriat mama. Ale cui sunt urmele acestea de lăbuțe? S-a întrebat tata uitându-se spre mine. Cum era să le spun părinților tocmai acum că cel care ne-a furat cina e chiar cățelușul pe care l-am ascuns la mine în cameră? Așa că am zis, nu știu, să fie oare pisica vecinilor? Sau poate vreun liliac? După cina care a constat din cei câțiva cartofi dulci rămași de la prânz, tata s-a îmbrăcat pentru plimbarea de seară, dar nu-și găsea pălăria. Mi-a văzut cineva pălăria? Cred că e la mine în cameră, tati, acum ți-o aduc. Dar când i-am dat pălăria, am observat că micul meu prieten blănos nu o folosise drept pătuț, ci pe post de toaletă. Cine mi-a murdărit pălăria? Întrebă tata. Cine mi-a rost pantoful? Întrebă mama. Cine mi-a rupt ziarul? Întrebă și bunica. Ce mai puteam să fac decât să mărturisesc adevărul și să le arăt cățelușul? Dar mama și tata nu s-au supărat. Mi-au explicat multe lucruri interesante despre cățeluși, cum trebuie îngrijiți, spălați, periați, scoși afară la plimbare și la joacă. Știați că ei nu beau sirop de zmeură și nici nu mănâncă pâine cu vinete sau prăjituri și că acestea le dau dureri de burtică? Sau că șamponul pentru copii le poate face rău și că puiuții de câine nu dorm în pălăriile părinților? Știați că lor le ies dințișorii și au nevoie de jucării de ros pentru a nu ronțăi pantofii mămicii? Mama și tata au fost chiar de acord să îl păstrăm pe năzdrăvanul Rico, cu condiția să am multă grijă de el, să-l hrănesc cu mâncare sănătoasă, să-i pregătesc un loc de dormit curat și liniștit, să mă joc cu el în fiecare zi și mai ales să spun mereu adevărul de acum înainte și să cer ajutorul ori de câte ori am nevoie. Și, bineînțeles, după ce curăț toate vinetele, frișca, siropul și șamponul de la mine din cameră. Sigur că am fost de acord. Părinții mei sunt super, iar el e prietenul meu, Rico. Și de acum
suntem nedespărțiți.